Eu m-am trezit mai bine astăzi. N-am plâns. E prima dimineață care nu plâng de când am zis, da? Și m-am odihnit fără pastilă să dorm eu 5 ore. Lux. Dai seama ce am ajuns să mă bucur să dorm 5 ore legat? Să nu mă trezesc cu lacrimi? Cred că mă resemnez ușor, ușor, doar că iar imagini, iar bonfaiere. Faptul că trebuie să ne luăm adio față în fața aia o să mă termine, că eu acum cred că e un vis. Fiind aici, na, circunstanțe, mai particip la chestii, te detașezi. Dar tu de seama când o să fim noi față în față? Ai chestia. Dar vreau să devin steană de piatră și să am nervi așa mulți pe el, să nu mai pese, să nu stau mai în cap la scor, cum nu mai ajută cu nimic. Ce să-i zic? Mă să dorm, mulțumesc că mă înșel în paralel și n-ai avut un simț să aștept. Și apară să-ți savurezi povestea ca să nu mă rănești, să ajungă imagini de la mine. Ce rost are? Vine să urlu. Na, când iubești nu ești pregătită. Fie la revedere de la unul iubit, să-l vezi în brațele altuia sau fie la distanță de tine. Eu mi-am inteles că primele zile mă duceam și l-am pastilat prima, la 12 noaptea, ca să nu treacă dor de amnii. Mă duceam și mă culcam direct să nu mă mai gândesc, să nu mai ia plânge. Cum să nu simți și ție dor? Mai ales că știai că ai venit cu niște dubii aici, se poate întâmpla ceva rău. Eu zic că suntem o mână de oameni și ar trebui să ne înțelegem bine toți. N-ai cum să înțelegi, mă, nu vezi că aici... Eu mă înțeleg bine cu toată lumea, n-am nimic cu nimeni. Sincer. Da, n-am, dar... Adică mie îmi place de toată lumea. Adică toate fetele în special. Nu m-a supărat niciuna. Dar n-ai, mă, ce să te superi la fete în jur. La băieții, da, când vezi anumite falsitate și vezi că deodată te schimbi radical. Ce crezi că mă interesează? Dacă se schimbă lumea radical? Păi nu neapărat gen că văd în jurul meu, văd ce... A, te referi la ăștia de aici sau la ai noștri? Nu, mă, aici. Ne așteptam la asta, știam că aici eu. Tu n-ai văzut nicio schimbare de la E? De ce? La E. Nu? Fii mai atentă. Păi nu, zi-mi cu cuvinte, că n-are nimic. Ce? Tu n-ai văzut că s-a schimbat radical față de tine? Da, mă înțeleg bine cu el și mi înțelege situația, nu pune presiune, mă ajută să depășesc momentul, îi place apa ca și mine, sunt câte o oră și vorbim în apă. De familie, de viitor, fiu tare, că mergi și un om puternic. E din București, ca și noi, vorbim ce o să facem pe afară, pe trecere, ne întâlnim cu toții. De animale. S-a schimbat. Păi și ce? E rău. Na. Nu ne vorbim și așa, în anumite gesturi. Tu poate ești în gândul nu știu pe unde și Păi e așa. prietenul meu și dacă am devenit mai apropiat, mai îmi dă o îmbrățișare sau la stărătere. Mă susține moral din umbră. Are grijă de mine, da, pe ce vrei, flori, alea, nu știu, A, eu... nu la chestia cu flori, Doamne, ferește, n-are nicio relevanță. Dar la ce încă nu înțeleg? Păi se vede aici totul, ce naiba, se ascunde, adică nu înțeleg. Și tu le vezi. Doar aștept să ți se confirme sau nu înțeleg. Păi noi suntem doar prieteni buni. Clar că nu mă gândesc la... Din partea ta nu mă gândesc la mai mult. Nu știu. Nu am încredere în nimeni dacă cineva joacă un rol sau nu, dar deocamdată îl simt ce trebuie față de mine. Nu pune nicio presiune, așa că sunt ok. Oamenii se schimbă. S-a schimbat ieri Andrei într-o zi când a văzut-o pe Diandra. Acum scuze. A, Da. mai e ceva care să mă surprindă pe aici? Nu. Adică mă referam la faptul să-ți dai seama dacă e real sau nu. Dar nu-mi pasă. Sau dacă e ceva forțat, gen Păi prietenie și sau... n-are ce rol să mai joace acum. Punctul ăsta, eu sunt o femeie singură și dacă ar vrea să încerce ceva, n-are ce să mai strice la mine cuplul meu și căsătoria mea e
stricată. Acum e problema lui cum va aborda situația. Dacă... Adică gen să ai câți prieteni și după să afli că de fapt nu astea erau intențiile, aici vroiam să bat. Poate să aibă ce intenții.